Oamenii de știință consideră că primii pești au apărut în apele oceanelor planetare cu 500 de milioane de ani în urmă. Peștii trăiesc atât în ape sărate, cât și în cele dulci, de la adâncurile oceanelor până la izvoarele de munte. Peștii joacă un rol important în majoritatea ecosistemelor acvatice ca unitățile lanțului trofic. Multe tipuri de pești sunt mâncate de oameni, de aceea au o mare importanță industrială. Apropo, unde credeți că se duce un locuitor al Africii când e ars de soare și când în jur nu există nici măcar o baltă de apă, cărând pe umăr o lopată? Dacă ați răspuns la pescuit, ați avut dreptate. Nu, chiar ați auzit bine. El vrea să facă rost de niște pești deosebiți, care s-au săturat să trăiască în apă. Protopterus. Când vine perioada de secetă, acest pește caută un loc potrivit și își sapă o gaură, de obicei printre vegetația densă. Semnalul pentru acțiune este coborârea nivelului apei până la 10 cm. Atunci protopterul înțelege că e vremea să sape. La atingerea unei anumite adâncimi, peștele formează ceva de genul unei camere și se așează cu capul în sus, în direcția ieșirii. Pe măsură ce apa se retrage și pătrunde mai mult aer, peștele începe să elimine un fel de mucus, care se întărește și formează un fel de cocon impermeabil. În acel moment, în organismul protopterului se întâmplă niște schimbări. Schimbul de substanțe se reduce drastic. Se începe o stare de hibernare, în care peștele petrece tot sezonul uscat. La finalizarea lui, cu primele picături de ploaie, peștele se trezește și își părăsește ascunzătoarea. Trebuie de menționat că în circumstanțe nu chiar favorabile, hibernarea poate dura și 4 ani. Odată cu începutul sezonului ploios, protopterul se trezește, își restabilește forma în aproximativ 12 ore și recapătă greutatea pierdută într-o lună. Acești pești folosesc concomitent două tipuri de respirație, branhiile și plămânii. Procentul de folosire a celor două tipuri de respirație se schimbă în dependență de vârstă. Peștii tineri preferă să respire cu branhiile, prin care în organism ajunge 90% din tot oxigenul necesar. Pe măsură ce se maturizează, își schimbă cardinal obiceiurile. Acum, prin branhiile lor, în organism intră doar 2% de oxigen. Și este absolut normal ca în astfel de condiții să fie necesar să se ridice la suprafață după o gură de aer. Cel mai des asta se întâmplă noaptea, atunci când aceștia ies la vânătoare. Ca și în cazul cu respirația dublă, protopterii au două tipuri de a se deplasa în apă, înotul prin mișcarea întregului corp sau să se plimbe pe fund, sprijinindu-se în înotătoarele pectorale. Protopterul le folosește ca și senzori, pipăind fundul în căutarea prăzii. Când găsește una dintre deliciile sale preferate, un crab, un rac, crustacee, pești mici, protopterii, cu o mișcare bruscă, se năpustesc asupra lor, lăsându-i zero șanse de salvare. Acesta literalmente insuflă în sine victima și, înainte de a o înghiți, o scuipă, o mestecă de mai multe ori. Ei sunt cunoscuți pentru caracterul lor agresiv și nu tolerează străinii pe teritoriul lor. Orice oaspete nepoftit este o cauză pentru luptă, după care pe cozile rivalilor rămân cicatrici adânci. Persoana care a călcat pe un protopter va simți toată puterea mușcăturii lui. Periophthalmus atrage imediat atenția prin felul în care arată și nu e clar dacă e un pește sau o șopârlă. Poate să respire pe uscat și se deplasează pe el la fel de bine. Aceștia sar la o înălțime destul de demnă pentru mărimea lor. Ca locuință aleg malurile lagunelor maritime, golfurile cu fundul noroios și estuarele cu mangrove joase. Acolo își sapă găuri mici, de adâncimea de 30-50 de centimetri. În principal, de construcția locuinței se ocupă masculul. O mare parte din timp ei petrec pe uscat, la adâncimi foarte mici, scoțând uneori capul la suprafață. Capul, neproporțional de mare, este decorat de ochi și gura uriașă. Înotătoarele din față seamănă mai mult cu niște lăbuțe, cu ajutorul cărora peștele iese din apă. Mai poate respira prin piele.
Astfel, poate mult timp să se încălzească la soare, periodic hidratând pielea în apă. Pentru a respira sub apă, folosesc branhiile. Atunci când peștele iese la uscat, înghite apă în cavitatea bucală și umezește camerele branhiale, ca ele să nu se usuce, iar capacele branhiilor se închid ermetic. Astfel, periophthalmus s-a adaptat mai bine la viața pe uscat decât oricare alt pește. Mai mult decât atât, ei pot să urce stânci și copaci. O fac prin sărituri și folosesc pentru asta coada curbată. Înălțimea unei astfel de sărituri atinge 20 de centimetri. Ventuzele abdominale le ajută să se țină de suprafețe verticale. Se calțără pe copaci în timpul fluxului de apă, ca în timpul refluxului să nu fie luați în largul mării. Sub apă aceștia se hrănesc cu alge, iar pe uscat vânează raci mici, melci și insecte. Atunci când peștele înghite prada, toată apa aflată în camerele branhiale este aruncată în afară și el trebuie să se întoarcă înapoi în mediul acvatic după fiecare masă, ca să ia câteva înghițituri ce dau viață. Anabas testudineus. La prima vedere, acest pește nu se deosebește de alții nicicum. Solzi verzui sau roșiatici, dimensiuni mici, ochi roșii, dar de fapt poate face așa lucruri la care alți pești nici nu visează. Lungimea unui adult rareori depășește 18 cm. Corpul e alungit, înotătoarele sunt lungi, bine dezvoltate, cu niște țepi ascuțiți. Caracteristica principală a acestui pește este că în căutarea hranei sau unei noi întinderi de apă, e capabil să se tărască pe pământ, prin pietre sau alte obstacole, și de asemenea să se cațere în copaci. Datorită unui organ special, pentru respirație atmosferică, peștele poate să stea fără apă 8 ore. Se deplasează cu ajutorul înotătoarelor și a capacelor branhiale, împingându-se puternic cu coada. Călătorește noaptea. Anabas, cu lungimea corpului de la 10 la 25 de centimetri, într-o oră se poate târî până la 100 de metri. Poate să se afle câteva zile pe uscat, în condiția umidității ridicate. Când rezervorul se usucă, iar altul nu poate să fie găsit, peștele târător se leagănă rapid îngropându-se în noroiul umed, ceea ce îl salvează de la uscăciune și moarte. Astfel are loc mutarea peștelui Anabas testudineus din rezervoarele care se usucă în altele noi. Abilitățile extraordinare ale lui îi permit să supraviețuiască în tropicele fierbinți. Dar nu toți indivizii găsesc un loc nou să trăiască. Mulți mor din cauza căldurii, așa și negăsind sursa de apă necesară. Alții sunt mâncați de prădători, care dau de peștele ce se târăște pe uscat din întâmplare. Localnicii prind peștii ăștia cu mâinile goale, nu departe de iazul sau lacul uscat. Dar trebuie să fii atenți când îl iau în mână. Înotătoarele ascuțite pot să lase răni adânci, care se vindecă greu. Mangrove rivulus. Acest pește, care locuiește în mlaștinile mangrove în sudul Americii de Nord, Centrale și de Sud, este capabil să trăiască fără apă timp de câteva luni într-un an. Lungimea corpului e de aproximativ 5 cm. Abilitatea de a trăi fără apă era cunoscută de oamenii de știință și înainte. Dar ei au mai observat altceva. Peștele poate să stea în crengile putrezite, trecând prin secete sau alte circumstanțe nefavorabile. Cercetătorii au descoperit sute de rivulus care se ascundeau în trunchiurile putrede. După ce bălțile în care locuiau s-au uscat, aceștia s-au mutat în copacii căzuți. La locul potrivit, peștii ajung sărind, împingându-se cu ajutorul cozii de pământ și cu aceleași mișcări intră în copaci, prin găurile făcute de insecte. În condiții neobișnuite, peștele suportă mulți vecini. Deși în viața obișnuită, rivulus preferă să-și protejeze teritoriul personal. Pe uscat, branhiile lor suferă schimbări în morfologie. Nu mai funcționează și atunci respirația are loc prin piele. Este capabil să mențină umiditatea și substanțele nutritive în corpul său mult timp. Cu toate acestea, de îndată ce nimerește din nou în apă, începe să respire prin branhii. Potrivit oamenilor de știință, o săptămână petrecută pe uscat nu le scade viteza metabolismului și rămân destul de activi. Se hrănesc în mare parte cu insecte și larvele lor, dar uneori pot mânca și un peștișor mic. Știința nu cunoaște alți pești care ar putea să trăiască fără apă atât de mult timp, rămânând atât de activi ca rivulus.
Peștele zburător. Trăsătura lor distinctivă sunt înotătoarele neobișnuit de mari, care le permit să sară din apă și să planeze în aer. Peștii zburători trăiesc în apa caldă, temperatura căreia este mai înaltă de 20 de grade Celsius. Cel mai des pot fi întâlniți în Marea Caraibelor, în largul coastei Barbados. Denumire neoficială a cărei este pământul peștelui zburător, iar peștele acesta este simbolul lor național. La exterior, peștele nu pare remarcabil prin nimic, până când nu își întinde aripile. Are corpul alungit, iar pe lateral două înotătoare. Culoarea corpului albastru-argintiu. Spatele este un pic mai închis decât abdomenul. Înotătoarele pot fi atât incolore cât și verzui, albastre, pătate sau îndungi. Așa colorii permit să rămână de neobservat la suprafața apei. Peștele zburător se ține în grupuri, dar pot să formeze și mulțimi mai mari. Se hrănesc cu plancton, larve de pește și mici crustacee. Dar cel mai interesant este modul lor de a scăpa de urmărire. Scăpând de predător, pot dezvolta sub apă viteza de până la 60 de km pe oră. Peștelui îi ajută să se deplaseze atât de rapid coada, care poate să se miște dintr-o parte în alta cu 70 de mișcări pe secundă. După ce își ia un pic de viteză, peștele sare din apă, astfel îl pune pe predător în stupoare, unde a dispărut. Lungimea zborului acestor pești poate ajunge până la 400 de metri, iar înălțimea mai mult de un metru. Pentru a menține înălțimea zborului, peștele se atinge de apă cu coada. Recordul unui astfel de zbor a fost fixat în luna mai în anul 2008. A durat 45 de secunde. Se spune că pentru construcția avioanelor, la începutul secolului 20, inginerii au studiat modul de zbor a peștelui zburător. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!